Mai multe lanțuri de magazine mari din România au anunțat că începând de luni își restrâng activitatea în contextul pandemiei de coronavirus. Anunțurile au stârnit panică în rândul populației, care a dat buzna la magazine. Aceste imagini sunt filmate la un mare magazin din Pitești, acolo unde, încă de la ora deschiderii, 8 dimineața, cel puțin 200 de persoane formau o coadă uriașă la intrare. De menționat că se păstra distanța de aproximativ un metru între persoane, dar toată lumea se așteaptă ca și mâine să fie un adevărat asalt asupra magazinelor.